Vă salut! Astăzi vreau să vă prezint noul meu dispozitiv pentru Duster, care va sta în permanență în portbagaj. Este vorba despre starterul cu compresor de la JF Evo, modelul 3000A. Are o putere de 3000 de amperi, poate porni mașini și camioane cu o baterie de 12V cu motoare pe benzină până la 9 litri sau diesel până la 8,5 litri. Și haideți să vedem ce găsim în pachet dacă alegem să comandăm acest produs. În pachet avem manualul de utilizare, este în limba engleză, aici avem toate informațiile necesare, cum să încărcăm dispozitivul, cum să înflăm roți, cum să-l conectăm la bateria mașinii și așa mai departe. Și în plus, la final, o notă de mulțumire foarte, foarte drăguță. Mulțumesc și eu pe aceasta cale celor de la EGvo pentru sponsorizarea acestui clip. Mai departe avem un cablu de încărcare. Îmi place că cei de la JVX au ales să împartă în două bucăți spuma care protejează dispozitivul. Mai avem și un cablu pentru priza mașinii. În cazul în care nu avem baterie la compresor, îl putem conecta la priza mașinii pentru a umfla o roată. Și în afară de compresor, în pachet mai avem un set de clești care sunt făcuți special pentru acest compresor. Ca să nu avem nicio problemă în a-i conecta la dispozitiv, cei de la JF EGVO au realizat mufa în așa fel încât să nu se poată conecta greșit. Și în afară de clești mai avem și un furtun, furtun adaptor pentru a putea umfla roți de bicicletă care au un, o valvă diferită. Iar la capătul acestui furtun mai avem și alte adaptoare, un adaptor pentru mingi și două adaptoare pentru saltele. Acest starter poate fi folosit și ca baterie externă, are două porturi USB care pot încărca două dispozitive concomitent și în lateral avem și două becuri de 400 de lumeni care au și un mod SOS. De avem furtunul de la compresor, el vine cu un capăt pentru a putea fi folosit la mașini. Deasupra avem și un display în care putem seta presiunea. Totul este foarte, foarte simplu. Pentru a putea umfla mingi sau saltele trebuie doar să conectăm capetele adaptoare la capătul furtunului și totul este inclus într-o într, -un, într cutiuță foarte, foarte ușoară, foarte compactă care nu ocupă foarte mult spațiu în porbagajul mașinii dumneavoastră. Unul din sloturi are o putere de încărcare mai mică, celălalt are o putere de încărcare mai mare, funcționează fără probleme. Și acum haideți să vă arăt cât de ușor este să pornească o mașină, o Mazda CX-5 cu motor de 2.5 litri pe benzină, care are bateria descărcată aproape complet. Ca să pornim bateria unei mașini este destul de simplu, tot ce trebuie să facem este să găsim un loc potrivit pentru starter, să nu cumva să cadă în momentul în care pornim motorul, se conectează cablurile plus la plus și minus la minus și după ce am conectat cablurile se deschide dispozitivul, se lasă câteva secunde și apoi se pornește mașina ca și cum bateria este încărcată. Am utilizat vechiul model 4000A pentru a porni un Volkswagen Passat care nu avea baterie nici măcar pentru a funcționa închiderea centralizată și a pornit fără niciun fel de problemă. Deci un dispozitiv foarte foarte util, mai ales pe timp de iarnă când există șanse mai mari ca bateria să rămână fără curent. Acum că ați văzut cât de simplu este să pornim o mașină cu acest dispozitiv, haideți să vă arăt cât ea să umfle o anvelopă care este dezumflată complet, are 0 bar și haideți să vedem cât ia să o ducă la 2,3 bar. De aici se pune presiunea. Da, în aproximativ 5 minute acest dispozitiv compact și puternic a umflat această anvelopă de la 0 la 2,3 bar. Desigur că în viața de zi cu zi nu o să avem situații de genul acesta, poate de la un bar în sus să fie nevoie să umflăm o anvelopă, dar este foarte, foarte ok să o avem în portbagaj. Eu unul o să merg mult mai liniștit cu acest dispozitiv în mașină, deoarece știu că am curent la nevoie, am și compresor și totul este foarte, foarte ok. Da. A durat cam 5 minute și jumătate până când s-a umflat roata de la 0 la a, 2 a, 2 bari și 35. E de așteptat la o dimensiune așa de mică și foarte important, acest compresor are un a, o siguranță, overtemperature control. Care protejează unitatea pe, uh, împotriva uh, supraîncălzirii. Vă recomand cu căldură să comandați acest dispozitiv dacă aveți nevoie de un compresor și de un starter. Dacă doriți mai multe informații, puteți să înscrieți în secțiunea de comentarii. Dacă doriți să cumpărați. Acest dispozitiv, folosiți linkul din descriere, aveți și un cod pentru o reducere de 10% și dacă aveți și alte întrebări, vă răspund în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru susținere, iar până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!